de acele avantaje privind reducerea limitelor de pedeapsă? Nu știu, n-am cum să comentez, nici nu-i cunosc, nici despre cine e vorba. N-am auzit niciodată de numele astea, s-ar fi sfătuit cu avocații sau nu, habar n-am. Vă temeți că nu se va ajunge favorabil în ceea ce vă privește, cei doi? Cei doi? Păi cum, Doamne iartă, mă să dea din moment ce eu n-am auzit de ei în viața mea, din moment ce eu nu ne cunoaștem, ce să dea despre mine. Nu există nicio legătură între mine și ceilalți oameni care sunt chemați pe aici pe la instanță. Deci n-au ce să spună despre mine. De ce sunteți cu toți în același dosar judecați? Noi s-a cerut dejungerea. Instanța a hotărât că nu. Probabil că argumentele noastre nu au fost suficient de convingătoare. Este o declarație în acest dosar? Sigur că da. Asta a și hotărât instanța. O să înceapă cu declarațiile, am înțeles că pe 14 februarie. Mi se pare că sunt programat eu. Veniți de fiecare dată la instanță, domnule Dragnea, chiar dacă nu veți fi vizat la acel termen? La cine răspund? La mine, dacă vă rog frumos. Vă rog. Veniți de fiecare dată la instanță pentru a vedea ce spun ceilalți inculpați din dosar? Nu sunt sigur, o să mă consult și cu domnul avocat, dar sigur va fi avocatul meu prezent la celelalte audieri, la celelalte declarații. Astăzi s-a citit rechizitorul, actul de inculpare a dumneavoastră și a celorlalți. La un moment dat ați ieșit din sală, bănuiesc că îl știați sau nu vreați să mai auziți motivele pentru care sunteți judecat și riscați să fiți condamnat? Nu le știam, pentru că le-am citit. Am ieșit din sală, era foarte cald, foarte, foarte cald în sălița asta mică de aici. Cum vi se pare actul de acuzare? Nu am văzut nici în rechizitoriu, nici în actul de urmărire penală, niște probe concludente, dar procesul e înainte și să-mi spun ceea ce am spus în fața instanței. Când estimați că se va termina acest proces? Nu știu eu. Ați folosit acel sistem de SMS și la alte alegeri sau aveți cunoștință că... Vă spun ceva, este ultima dată când mai fac o asemenea conferință de presă la Înalta Curte, pentru că chiar nu vreau să facem analize pe text după fiecare termen la acest proces. Dacă vreți să discutăm alte chestiuni politice, cu mare drag, în rest nu pot să comentez ce se întâmplă în această... Veți prevala de dreptul la tăcere? Nu, dacă e suficient, nu stau să comentez. Eu nu sunt jurist, nu sunt... Am spus ce am spus. Nu este comune cu PNL la Europarlamentare?